Slavă lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetă a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Vom citi din cartea Proverbe, da, capitol 24, versetul 6, care spune așa. Căci prin măsuri chibzuite, câștigi bătălia. Prin marele număr al sfeșnicilor, ai biruință. Căci prin măsuri chibzuite, câștigi bătălia. Franceza zice, cu prudența, cu înțelepciune, vei câștiga războiul. În această săptămână vorbim despre strategii spirituale. Ieri am văzut că contextul potrivnic în care ne aflăm, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și oile Domnului Iisus Hristos, trimise în mijlocul lupilor, trimise, atâta timp când nu ai ascultat de această trimitere, s-a putea să nu ți se pare, să zic, care mijlocul lupilor, care mediul care mi este potrivnic. Mediul ăsta pe pământ îmi convine foarte bine, totul e perfect, totul este frumos, frate, soră. Dacă gândești așa, pentru mine este un semn clar. Nu ai acceptat să fii trimis. Pentru că cât vei asculta de această poruncă, nu ai cum să-mi spui că mediul ăsta nu este potrivit. Vei vedea fizic, vei vedea spiritual, împotrivire, odată ce accept să fii trimis. Să te duci la cei pierdut, să te duci la cei care nu l-au pe Domnul Iisus Hristos și să le aduci Evanghelia. Și apoi să vezi ce se întâmplă. Deci, mediul în care suntem, dacă vrem să ascultăm de Mântuitorul și stăpânul nostru, Domnul Iisus Hristos, suntem automat într-un război, într-o bătălie. Și Domnul Iisus ne spune, trebuie să fiți înțelept. Deci este un lucru, asta înseamnă, mă întorc, deci, înainte să continui cu Proverbul 24, mă întorc la ce zicea Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus spune la ucenici, îi zice, vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelept ca șerpi, înseamnă că Domnul Iisus știa că ei pot merge, pot asculta de această poruncă, să se ducă și să se afle în acest context, unde sunt în mijlocul lupilor și totuși să nu aplice înțelepciune. Altfel nu l-ar fi spus asta. Și de fapt, de multe ori exact asta facem. Vrem să facem voia lui Dumnezeu. Dar nu suntem atenți la această instrucțiune de la Domnul Iisus. Înțelepciune. Și mergem fără strategii. Fără strategii spirituale. Și zicem, ok, vreau doar să asculte de ce a zis Domnul. Și nu ne gândim la strategii. Și atunci, da, am avut inima bună sau inima ascultătoare că vrem să facem voia Domnului, dar rezultatele o să fie un pic complicat. Impactul o să fie greu. Biruința, aia, ia, dacă nu aplicăm înțelepciune. Pentru că proverbele care ne învață despre înțelepciune ne spune că bătălia se câștigă prin măsuri chibzuite, exact ce numesc eu strategii spirituale. Măsuri chibzuite, strategii. David l-a dat jos pe Goliat. L-a învins pe Goliat.
Dar David a avut măsuri chibzuite. Măsuri chibzuite a avut David în această bătălie cu Goliat. A avut măsuri chibzuite. Măsuri chibzuite. Strategii spirituale. Una din măsuri chibzuite, foarte chibzuite ale lui David, este atunci când Saul i-a dat armura lui, i-a dat armura lui, i-a dat sabia lui și a zis, ok, du-te și combate cu armura asta, du-te și combate cu sabia aceasta, o măsură chibzuită care David a avut-o, care de multe ori nu avem. Ok, hai să mergem în cartea Samuel. Cartea Samuel, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Versetul 38. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui. I-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. Saul este împărat. Și Goliatul vine cu această provocare. E clar că Saul, ca și împărat, nu vrea să câștige Goliat, pentru că asta înseamnă că ei acum trebuie să devină sclav filistenilor. Deci, Saul, fii foarte atent, Saul, atunci nu era încă, să zic, o problemă între Saul și David. Aici, Saul, din toată inima, dorește că David să câștige. De aceea, chiar la început, când l-a văzut, a zis, tu n-ai cum să te lupți cu el, ești doar un copil. Pentru că nu vroia un candidat care o să pierde. Dar David, care este chibzuit, care este înțelept, contextul era împotrivă. El nu era unul din armată, doi, era copil, contextul era împotriva lui. Dar David zice, când eram cu oile, m-am luptat cu ursul, m-am luptat cu leu și Dumnezeu care m-a scăpat de ei, o va scăpa și de acest filistin. Deci vorbește foarte înțelept. Și asta este o altă măsură chibzuită. David se duce în trecut să vadă ce Dumnezeu a făcut în trecut, ca să fie încurajat astăzi. Asta e o strategie. O măsură chibzuită. Dar unde măsura despre care vreau să vorbesc nu este asta. Deci, din toată inima, Saul îi vrea bine. Vrea să câștige David. Și Saul se gândește, ca să câștigi, ai mai multe șanse dacă ai o armură. Asta e gândirea lui Saul. Dar el e foarte bine intenționat. Fii foarte atent. Există oameni care sunt foarte bine intenționați lângă tine. Care cu adevărat sunt bine intenționați. Și care vor pune pe tine o armură. Îți vor da instrucțiuni pentru viața ta spirituală. Îți vor pune, de exemplu, să te rogi într-un fel. Îți vor pune, de exemplu, să citești Scriptura într-un fel. Îți vor pune uneori să faci cu tare ritual, să respecti cu tare tradiție bisericească. Și sunt foarte bine intenționat. Dar dacă nu ești chibzuit ca David, te duci în fața unui eșec, unei înfrângeri în bătălie. Pentru că uite ce face David. David, versetul 39, a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea și s-a dezbrăcat de ea. Ce înțelepciune este asta? Asta este o măsură foarte înțeleaptă. O măsură foarte înțeleaptă de care avem mult nevoie astăzi în creștinismul modern. Pragmatismul.
pragmatismul. Avea credință nu înseamnă să nu fii pragmatic. De fapt, oameni cu adevărat duhovnicești sunt cei mai pragmatici oameni. Ei nu cred în abracadabra. Eu nu cred a doar așa. Nu, 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 nu. Ei sunt foarte pragmatici. Sunt așa de pragmatic că ei știu exact ce să facă că cerul să reacționeze într-un mod. Sunt foarte pragmatic. O măsură chibzuite că a avut David. Este foarte bine că mi-ai dat asta. E armura ta nu este a mea. E sabia ta nu este a mea. Dar hai să văd, hai să încerc dacă pot să mă mișc cu ea. Și zice, nu, nu pot. Ce este un ajutor pentru tine, e o povară pentru mine. Ia-ți înapoi armura Saul. Nu așa la un moment dat, Pavel, vorbind cu unii creștini, zice, de ce vreți să puneți povara asupra așa din neamuri care s-au întors, povara care nici părinții voștri n-au reușit. Deci în creștinism există unii oameni, asta fac. Să pun poveri pe ceilalți. Poveri pe care nici ei nu reușesc să le poată. Fii chibzuit. N-am terminat cu David, dar mă opresc aici. O să continui mâine, da? Fii chibzuit. Prin măsuri chibzuite. Prin măsuri chibzuite. Se câștigă bătălia. Dumnezeu să te binecuvânteze.